Bună ziua și bine v-am regăsit la Ghidul de Sănătate. Sunt Laura Teodoru. Cancerul poate schimba radical viața unui om. Diagnosticul odată pus, oricare dintre noi se transformă în pacient și începe un lung drum al căutărilor. Îndrumarea medicală, diagnosticul corect, tratamentul eficient și accesibilitatea serviciilor sunt cele mai importante etape în lupta împotriva cancerului. În fiecare an, peste 60.000 de români sunt diagnosticați cu cancer, potrivit Centrului de Statistică al Ministerului Sănătății. Tot anual, cancerul provoacă 46.000 de decese, o rată de mortalitate mult prea mare pentru vremurile pe care le trăim. În plan mondial, însă, durata de viață a bolnavilor de cancer a crescut datorită aparatelor moderne, performante, care dau randament de 100% în fazele incipiente ale maladiei. MRT-ul este o radioterapie modernă, practic cea mai folosită în lume la momentul actual. Este o metodă care ne permite să iradiem tumori cu o excelentă cruțare a țesuturilor sănătoase din jur. Acest lucru are și un efect terapeutic, deoarece această cruțare ne permite de ori să atingem doza maximă în care celula canceroasă poate fi distrusă. Acceleratorul de particule este dotat cu lamele ajustabile care distribuie unda de radiație după forma tumorii. Dintre avantajele metodei, aș vrea să punctez situația în care putem iradia tumori iradiate în trecut, tocmai datorită avantajului că metoda noastră cruță țesuturile sănătoase din jurul tumorii. Delimitarea volumului tumoral se face 100% computerizat și metoda permite iradierea unor tumori care, cu mijloacele tehnice existente ale radioterapiei, ar fi practic imposibil iradiat. Planul de tratament pentru un bolnav de cancer este rezultatul muncii unei echipe medicale interdisciplinare, fizicieni medicali, oncologi, radioterapeuți. Indicația pentru acest tratament dă medicul radioterapeut. Iradierea în sine este simplă, practic tratamentul durează 5 minute, cu avantajul că pacientul poate să își urmeze viața activă cotidiană normală. Tumorile canceroase nu au forme regulate și de multe ori apar în locuri greu accesibile. Metoda de conturare a tumorii este esențială în protejarea țesutului sănătos din jurul acesteia și a organelor din vecinătate. MRT-ul este o metodă de tratament care se aplică într-o gamă largă de tumori maligni. Practic este perfect superpozabil peste indicațiile radioterapiei externe clasice. De exemplu, în cazul cancerilor ORL, în cazurile inoperabile, poate înlocui cu succes o intervenție chirurgicală radicală. Lupta cu orice tip de cancer este una grea, care afectează pacientul fizic și psihic. Rezultatele așteptate apar atunci când pacientul are încredere în medic și când tratamentul prescris de acesta este adaptat la fiecare bolnav în parte. Un tratament complet de radioterapie cuprinde planul de tratament care se desfășoară pe durata a 2 zile și ședințele propriu-zise de radioterapie, care în medie sunt în număr de 20 și se efectuează pe durata de 30 de zile, adică o lună. Costul complet pentru un plan de tratament de radioterapie nu depășește suma de 5.000 de euro. Rata mortalității cauzate de cancer în România este cu 20% mai mare decât media mondială. Conform celor mai recente date furnizate de Ministerul Sănătății, apar în evidență 385.000 de bolnavi de cancer. O mare parte dintre aceștia își sporesc șansele la viață sau pot obține vindecarea dacă sunt tratați cu aparatură de ultimă generație. Atât pentru astăzi în Ghidul de Sănătate, realizat împreună cu specialiștii Graal Medical. Aveți grijă de sănătatea dumneavoastră și țineți cont de indicațiile medicilor. Săptămâna viitoare ne vedem tot aici, sănătoși și viguroși!